Angela Cacoveanu este antrenoare de gimnastică de aproape 30 de ani în cadrul clubului Steaua București. Cu o carte de vizită impresionantă, Angela Cacoveanu a contribuit la descoperirea unor nume uriașe ale gimnasticii românești, dar mai ales la pregătirea lor pentru marea performanță. Chiar dacă gimnastica românească nu mai este prezentă în lumina reflectoarelor, antrenoarea din Ghencea este convinsă că nu e totul pierdut în acest sport, pe cât de frumos, pe atât de dificil. Doamna Cacoveanu, de când sunteți la clubul Steaua și care sunt atribuțiile dumneavoastră în cadrul secției de gimnastică feminină? Activez în cadrul secției de gimnastică artistică feminină ca și coordonator din 2017. Este adevărat că în ultimii 30 de ani am fost în preajma secției de seniori, norma mea de bază fiind la Clubul Sportiv Școlar Steaua. Câte sportive sunt în acest moment în secția de gimnastică a Clubului Steaua? În acest moment avem 25 de sportive legitimate, dintre acestea două figurează în cadrul centrului de juniori de la Deva, așa zisul lot de junioare, restul în cadrul secției pe trei niveluri de pregătire în funcție de vârsta lor. Unde se situează din punct de vedere valoric secția de gimnastică a Clubului Steaua în acest moment? Suntem în prim planul competițiilor naționale. Anul trecut, în 2019, am avut rezultate bune cu sportivele secției. La vârsta de 10 ani sportivele au devenit campioane naționale. Acolo am fost prezenți chiar cu două echipe și cea de-a doua echipă a fost prezentă pe podium, pe locul 3. La vârsta de 11 ani suntem pe locul 3 în campionatul național, asta în competițiile pe echipe. În competițiile individuale am avut 9 medalii obținute, dintre care 3 titluri naționale, la vârsta de 10 ani și 13 ani. Sandra Izbașa, Alexandra Eremia, Silvia Stroiescu, Loredana Boboc, Carmen Ionescu, Andreea Grigore, Florea Leonida sunt doar câteva dintre marile campioane alături de care ați lucrat de-a lungul anilor. Care a fost secretul succesului? Da, ați pomenit nume ale sportivelor cu care am lucrat, copii frumoși, minunați, care au răspuns cerințelor noastre în pregătire. Munca. Munca le-a caracterizat, dorința de afirmare, au știut ce vor și chiar dacă pe parcursul pregătirii am mai întâmpinat dificultăți din diferite motive, toate din cele menționate de dumneavoastră au reușit să finalizeze efortul depus în an de zile și să ajungă la obținerea marilor rezultate. De ce nu mai facem performanță gimnastică în prezent? La nivel înalt. Greu de spus, motive sunt destul de multe. Ca și părere personală, în primul rând, cred că o mare amprentă în lipsa rezultatelor vine din lipsa dotărilor la nivel național. Sălile nu mai corespund în clipa de față cerințelor actuale pe care gimnastica la nivel mondial le impune. Odată cu evoluția dificultății în gimnastică, s-a dezvoltat și partea de aparatură. Din fericire, în cadrul clubului Steaua, noi avem o sală foarte bună, dotată, sigur că există loc de mai bine întotdeauna. Însă, vorbind la nivel național, cred că asta a fost una din principalele cauze. După aceasta, sigur, vine plecarea antrenorilor în afara țării, acolo unde nivelul de trai a permis alte posibilități. Ce aveau sportivele de atunci care făceau performanță și ce lipsește celor de acum? Cele care au făcut performanță pot spune că aveau tot ce le trebuia, de la ambiție, calitățile necesare acestei discipline, care nu este deloc ușoară, cere eforturi mari, susținerea părinților, da? Care au înțeles întotdeauna că trebuie să vorbească aceeași limbă cu antrenorii. Din păcate, în ziua de azi ne confruntăm cu o serie de probleme în această direcție. Copiii sunt tentați să renunțe din ce în ce mai ușor, atunci când dau de greu, și în cele mai multe cazuri părinții nu reușesc, poate, să gestioneze cu obiectivitate situațiile dificile. Ce mesaj le transmiteți părinților care doresc să-și aducă copiii la gimnastică? În primul rând, să înțeleagă că este nevoie de mișcare, la modul general. Noi acum avem cursuri gimnastica pentru toți, unde pot veni să facă mișcare și, sigur, pentru a avea o dezvoltare sănătoasă și fizic și mental,
Nu vorbim numai de gimnastică, orice disciplină ar îmbrățișa este binevenită și chiar obligatorie. Ce părere aveți de Marian Drăgulescu? Poate să cucerească titlul olimpic la Tokyo în această vară? Văd că este foarte bine motivat. El este obișnuit cu stresul și presiunea marilor competiții. Sigur, poate câștiga o medalie olimpică. Este în cărți și pentru asta se pregătește, ceea ce îi lipsește din palmares și cu siguranță va da tot ce va putea la momentul respectiv. Poate redeveni România în viitorul apropiat din nou o forță în gimnastica mondială? Trebuie să fim optimiști. Eu zic că da, de asta și lucrez încă în sala de gimnastică. Poate redeveni o forță în gimnastica mondială, însă trebuie să înțelegem, să acceptăm în primul rând unde am greșit și de la cauze pornind să vedem ce putem face să le corectăm, să nu le mai repetăm în viitor.